Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Impozitele pe anul ăsta? Nu. Da. Serios? Da. Te-ai dus la coadă sau ai plăcut prin ghișeu? Extraordinar, frate. Mai ții minte, Luca, atunci când te-am cunoscut eu pe tine, nici nu înțelegeai ce înseamnă plata online. Ție scoate la coadă. Am și îmbrățișat-o. Păi da, ne povestea cum socializează frumos. Și că a dispărut tot farmecul și că nu există așa ceva. Nu mai ții tradițiile. Mi-e dor de o coadă. Și te-ai dus cu... Ai plătit cu cardul. Da. Adică n-ai putut să plătești cash pe ghișeu.ro. Hai mă, zi. Nu încerca să duci discuția în altă parte. Ți-e dor de coadă? Da. Nu vrei te... Uneori. Da. Te trimis să-i plătești maică-mii impozitele? Maică-mea refuză să-și ia card. Așa? Ea dânsa nu are card. De niciun fel. Da. Deci cum primește pensia? A, că se dă cash. Da. Bravo! Nu, bravo! Hu! Nu e bine și așa, doamne. Nenorocire, mă, băiatule. Dar somații ați primit vreodată de la fisc? Am primit. Somații ai primit? Da. Când am mai uitat, am primit. Mă, sunt scrise de zici că... Da, păi mai... e același tipar, e copy-paste, probabil, da, copy-paste. Și schimbă suma. Da. A primit cineva, o somație, un domn din Cluj, a primit de la fisc o somație pentru o datorie de 3 lei. Somație. Și alea sunt scrise de zici că gata, te-a aruncat în stradă 3 lei, mă, băiatule, și dacă nu plătești, i-au zis, să-ți blocăm conturile. Și bine, nu e, adică 3 lei este cu tot cu penalități. Datoria era deci, de 2 lei. De 2 lei, da. 2 lei și penalitățile de 1 leu. Și, mă rog, a scris, postarea s-a viralizat. Băi, mie îmi place de fiscul român, este scrofulos la datorie, vorba lui Pristan, da? Bă, nu se iartă. Înțeleg că e un clujean, nu? Da. Se ducă să se certe, că am văzut că se întar pe certuri. Exact. Da. Se certe cu anapul. Asta îi. Asta îi. Mă, nu, dar pe bune, acum, serios. Bă, ai datorie de 2 lei, da. Îți dă amenzi, penalități, 3 lei, bă, trebuie să plătești. Așa e și cu aia care nu plătesc la fisc 10 de milioane de euro, știi? Da. Și companiile. E același lucru, e comparabil. Da, practic le dă somații, le blochează conturile, îi nenorocești. 3 lei, 60 de milioane de euro, 600 de milioane de euro, cât au unele companii de stat datorie, nu contează. Fiscul este, n-are mamă, n-are tată, nu? Da. Așa e, nu? Bine, spun poprire și după aia încep recuperarea celor 3 lei. Da. Asta se întâmplă. Mm-hmm. Ce, Luca? Ce nimic, fumat? Ce? Nu, am văzut că te întinzi pe masă. Mă întinzi, am iau de peșele mele, știi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.